Comportamentele abuzive, îndeoseb de ordin sexual, trebuie definitiv îndepărtate din școlile românești. Pe lângă caracterul lor imoral, aceste fapte sunt sancționate de către codul penal, aspect care agravează incidentul de la liceul Sighetan, semnalează Asociația Elevilor din Maramureș. De asemenea, declarația apărută în presa profesorului vinovat este absolut alucinantă. Contrar probelor video, acesta își susține nevinovăția. Considerăm că, indiferent de circunstanțe, un profesor este responsabil și obligat, atât moral cât și legal, să împiedice astfel de situații. Din păcate, acest eveniment nu este unic în școlile din sicketul armației. Numeroși elevi, cărora le păstrăm anonimatul, ne-au relatat că există cazuri în care elevii sunt jigniți, amenințați, sunt pedepsiți cu note sau cu absențe. Ținem să reamintim că din anul 2016 a intrat în vigoare statutul elevului, act normativ care trebuie respectat de către toate părțile actului educațional. Există persoane care se cred mai presus de lege, și care încă nu au scăpat de metehnele vechiului regim politic. Astfel de persoane nu au ce căuta la catedră dacă ne dorim ca viitorul țării noastre să fie unul democratic. Totodată dorim să evidențiem neinspirata decizia Ministerului Educației de a interzice telefoanele mobile în școli. În lipsa acestora, acest caz și multe altele ar rămâne nedescoperite și nesancționate, astfel nefiind posibilă însănătoșirea sistemului educațional. Prin urmare, salutăm decizia dascălului de a demisiona, însă așteptăm scuze din partea dânsului pentru situația jignitoare și traumele pe care i le a provocat eleve de doar 15 ani, se arată în comunicatul de presă remis redacției de Asociația Elevilor din Maramureș. Asociația elevilor solicită inspectoratului școlar județean să demareze o amplă anchetă asupra tuturor instituțiilor de învățământ din Sighetul Marmației pentru a asigura buna desfășurare cu respectarea tuturor principiilor și legii a actului educațional.